introduc pe unul dintre membrii trei, Beni, Adrian Mazilu. Sper că acum se aude. Da, da. E tot în regulă? Ok. Mulțumesc tuturor celor prezenți pentru că au putut să ajungă la acest eveniment. Eu, unul personal, voi opta pentru a mă introduce foarte scurt. Mulți din sală deja mă cunosc. Pentru restul, aș vrea să menționez că toată cariera mea a fost dedicată acestui business. Încă de la bun început am ajuns să trec prin toate nivelurile de carieră, de la a fi nevoit în primă fază să contactez clienți pentru a-i putea aduce în acest domeniu, până în momentul în care am reușit chiar să am propriu business în această industrie. Însă, lucru care de fiecare dată m-a motivat cel mai mult și la care tot timpul m-am simțit cel mai bine pregătit a fost acela de a prezenta și altora, ca și astăzi, lucrurile care pe mine unul m-au făcut să fiu atras de acest domeniu și lucrurile pe care vreau să le împărtășesc și cu dumneavoastră. Atât cu avantajele, cât și cu dezavantajele care vin în momentul în care alegi să tranzacționezi. Însă, astăzi este o zi specială, o zi pe care am așteptat-o de foarte mult timp și cu cât de lungă și stresantă a fost această așteptare, în momentul de față țin să vă anunț că ne aflăm la primul seminar de prezentare oficială a proiectului Tradeberry în România. Un proiect cu care noi am vrea să schimbăm total viziunea clienților despre piață în momentul în care tranzacționează. O platformă în care oamenii pot regăsi o transparență de 100%, atât din partea celorlalți membri din această comunitate, cât și din partea platformei, cu toate statisticile necesare tranzacționării. Mai departe, vreau să menționez că acest lucru va crea o comunitate în care interdependența între trader va fi foarte, foarte mare și lucrul ăsta va deveni foarte interesant. În a doua fază, cu acest proiect ne propunem un nou mod în care să interacționeze clienții. Un proiect exact așa cum toate ar trebui să fie. Această provocare de a construi un brand de la zero, de a aduce o platformă la un nivel care să fie înalt, a fost una uriașă. Însă ce a reușit echipa Tradeberry? Și aici mă refer cu precădere la echipa celor de la Tumit în dezvoltarea acestei platforme, este absolut extraordinar. Diferențele, atât din punct de vedere al user experience, cât și din punct de vedere al interacțiunii între membrii, sunt absolut enorme. În același timp, această platformă și întregul proiect Tradeberry își dorește să vină și cu o nouă viziune în piață, o viziune în care membrii acestei comunități să poată împărtăși pasiunea de a tranzacționa împreună cu pasiunea de a analiza piețele financiare într-un mod care nu s-a mai întâlnit până în prezent. Fără tabere diferite cum erau până acum. Unii dintre noi eram clienți, alții alergam după clienți, în același timp în care, așa zis, și analiști postau de fiecare dată ce profituri uriașe au reușit să facă în piață sau cât de bine le merge această experiență a tranzacționării. În Tradeberry, orice membru care intră nu va putea aduce alt membru decât pe baza unei invitații. Asta atestă faptul că toți userii din platformă sunt useri reali. Mai departe, vom termina cu orice discuții de conturi false, roboți, conturi demo în tranzacționare și foarte, foarte important, vrem să terminăm și cu acest tip de vânzare agresivă cu care toată lumea a fost obișnuită și care am văzut cum treptat, ușor, ușor a început să distorsioneze imaginea întregului domeniu, ajungându-se chiar la evenimente neplăcute, dar lucruri care se datorează doar unui singur motiv. Încrederea a lipsit cu desăvârșire în momentul în care clienții au ales să tranzacționeze. Ok? Mai departe, momentul pe care toată lumea deja cred că îl așteaptă. Dezvoltată de către echipa de la Tumit, platforma de tranzacționare reușește să înglobeze cu succes elemente de social trading, copy trading, share-uire și validare de analize și un nou plan de compensare pentru membrii săi pe 5 nivele, astfel încât să creăm un produs care din toate punctele de vedere este diferit față de orice altă platformă sau orice alt brand din piață la momentul actual.
și în momentul de față vreau să intrăm deja în detaliile referitoare la platformă. Am descris prima dată partea de trade. După cum vedeți, e destul de naturală sau sunteți obișnuit cu aranjarea de genul acesta. În partea stângă avem partea de trading, unde găsim elementele de tranzacționare. În centru este graficul elementului selectat, iar în partea de jos avem instrumentele de tranzacționare pe care noi am ales să intrăm în piață. Da? Se văd aici cu toate detaliile sale. Aceste lucruri sunt familiare și am ales să optăm pentru tiparul acesta deoarece foarte mulți dintre clienți sunt deja obișnuiți să vadă în partea stângă simbolurile, pe centru graficul și în partea de jos tranzacțiile în desfășurare. În momentul acesta vreau să vă comunic că marea majoritate a platformelor din piață se opresc aici. Adică tot ceea ce furnizează unui client este doar această pagină de trading unde clientul poate tranzacționa fără a primi informații din partea membrilor sau informații din afară în legătură la ceea ce se întâmplă în piață. Ceea ce vom prezenta de aici încolo sunt lucruri noi sau foarte rar întâlnite, oricum neîntâlnite în maniera în care noi am reușit să le transformăm. Și prima dată mă voi duce pe partea de social, unde aici este profilul meu. Bineînțeles, conturile sunt demo în momentul de față și o să vă explic mai târziu perioada în care vor activa sub forma aceasta. Ideea este că am ales să prezint inclusiv profilul meu personal, deoarece oricum orice informație din acest profil se poate fi verificată și poate fi urmărită de către orice membru din această platformă dacă eu aleg să share-uiesc, după cum vedeți aici, pot share-ui orice detaliu public, în grup sau privat. Bun. Orice persoană va fi obligată în primul rând să-și treacă datele personale în secțiunea din dreapta. Cel mai probabil toți userii vor avea nevoie să atașeze și o poză contului lor de tranzacționare. Aceste date apoi trebuie corelate și cu compliance-ul clientului respectiv, tocmai pentru a vedea că fiecare din userii platformei sunt user real, user pe care orice altă persoană îi poate verifica. Și vom vedea mai târziu de ce aceste lucruri sunt foarte importante. Personal, detaliile mele personale, blog, aici. În funcție de evenimente sau în funcție de orice discuție pe care eu vreau să o pun în această secțiune, se pot crea diferite păreri. Mai departe, positions. Deja aici începe să devină interesant. Repet, orice alt user poate verifica lucrurile care eu le văd și dumneavoastră le vedeți pe profilul meu personal. Pot alege să share-uiesc position simplu. În momentul acesta voi vedea doar instrumentul, tipul tranzacției, cumpărare, vânzare, ok, și volumul pe care l-am folosit. În momentul în care vreau să ofer detalii suplimentare unui anumit partener din această comunitate, voi share-ui acest Positions Plus Equity, unde vor veni toate detaliile referitoare la tranzacțiile mele active. Adică, un alt user poate intra în contul meu de tranzacționare și vedea orice informație are nevoie în legătură cu tranzacțiile pe care eu le-am în desfășurare. Tocmai pentru a-și face o opinie clară dacă sau nu eu reușesc să stăpânesc modalitățile de tranzacționare, dacă analizez bine piața și în final dacă ajung să iau deciziile corecte în momentul tranzacționării. Mai departe, ordinele în așteptare. Se vede aici plasat un singur ordin pe liră raportat la dolar. History. La fel ca la positions, pot share-ui history acesta restrâns, în care la fel vedem instrumentul tranzacționat și tipul de tranzacție plus volum, sau pot share-ui inclusiv tot istoricul meu personal. Orice client poate marca acest time zone și da display în a observa orice tranzacție pe care
eu am realizat-o în contul meu de tranzacționare. Lucru interesant din punctul meu de vedere. Se ajunge la nivelul în care membrii acestei comunități pot descoperi unul despre celălalt orice informație legată de tranzacționare. Fiecare tranzacție pe care eu am plasat-o, ceilalți membri din platformă o pot urmări, o pot verifica dacă a fost validă sau nu și mai departe își pot crea o părere 100% clară asupra modalităților mele de tranzacționare, asupra strategiilor mele și nu în ultimul rând cât de eficient sunt în tranzacționare. Mai departe, aici în partea de message pot trimite sau primi diferite mesaje din partea grupului meu. Acest grup îl pot vedea în secțiunea de grup. Cu fiecare membru din grup, dacă eu aleg să dau click pe contul său, repet, descoperim aceleași informații care le-am văzut și la mine. Spre exemplu, această persoană nu a share-uit cu mine Positions plus Equity. Dacă eu doresc la un anumit moment eventual să mă gândesc să îl copiez, îi pot trimite un mesaj: aș dori să te copiez, însă vreau să văd Positions plus Equity share-uite în contul tău, astfel încât eu să-mi pot lua toate informațiile referitor la activitatea ta de tranzacționare. Ulterior, un lucru iarăși foarte necesar în momentul în care vrem să analizăm un alt membru al platformei, statisticile contului său. Câte tranzacții a poziționat în piață, câte dintre ele sunt câștigătoare, câte dintre ele sunt încă neutre și câte din acele tranzacții sunt pierzătoare. Mai departe, câte tranzacții a copiat de la un alt user, iar în partea dreaptă, opportunities, adică analizele postate de acest user. A postat 4 analize, toate din cele 4 au mers pe profit și câte tranzacții îi sunt copiate de către alți membri din platformă? 5. În partea stângă este evidențiat cel mai tranzacționat instrument de către această persoană. Cea mai mare tranzacție închisă pe profit, bine, aici am făcut noi câteva teste cu un anume instrument din platformă și s-a ajuns la o puțină exagerare. Ok? Valoarea totală a tranzacțiilor și cea mai mare poziție închisă în pierdere. Ulterior, reviews. În partea de reviews, e important să înțelegem felul în care comunitatea va judeca acțiunile altui membru. Orice persoană din această comunitate are posibilitatea ca unei alte persoane să-i atribuie fie un review bun, fie un review negativ, însă doar unul. Astfel știm că orice persoană care, spre exemplu, primește 20 de review-uri negative, nu le va putea primi de la o singură persoană care, să spunem, a fost deranjată de o anume acțiune a acestuia. Și sunt 20 de oameni diferiți care, referitor la acea persoană, au probleme să comunice întregii comunități. Da? Ideea, mai departe, este ca acești membri care primesc foarte multe review-uri negative să fie excluși de rețea în sine, nu neapărat verificați de companie sau așa mai departe. În momentul în care ai descoperit un user cu foarte multe review-uri negative, cel mai probabil vei alege să nu interacționezi cu respectiva persoană. Aceasta este partea de social. Repet, orice informație care v-am prezentat-o poate fi vizibilă către care din membrii acestei comunități, comunitatea Tradeberry. Asta duce la o comunicare mult mai activă și duce la o supervizare din partea oricărui client asupra fiecărei activități pe care tu o desfășori în contul tău de tranzacționare. Plus că responsabilitatea
nu doar în momentul în care alegi să tranzacționezi, ci în momentul în care alegi să comunici anumite lucruri, poate în privat, în momentul în care ai introdus un membru, felul în care ai introdus membru respectiv, dacă ai fost prea agresiv, dacă ai spus lucruri neadevărate și așa mai departe, se pot transforma fie în review-uri negative, fie în comentarii negative, astfel încât orice persoană poate vedea acest lucru și poate alege să nu mai colaboreze cu tine. Ulterior, v-am tot vorbit de partea de share-uire și validare de analize și de felul în care ajungem să copiem membrii din platformă. Aici, în partea de tradebook, orice persoană poate posta și ulterior va fi validată de către platformă o anume analiză. Postarea se face foarte simplu din partea de trade. Dăm click pe această mini cameră și avem Share Your Analyze. Putem alege dacă o share-uim public, pe grup sau privat. Vom alege trendul pe care noi îl considerăm că acest instrument îl va urma. E obligatoriu. Up, down sau într-un anumit range. La fel, obligatoriu este să și selectăm o perioadă de timp în care considerăm că acel trend va rămâne deschis în piață. Și pentru o mai mare credibilitate, în momentul în care persoanele vor urmări analiza noastră, putem selecta dacă atașăm fie ordine în așteptare pe care le avem pe acel instrument, fie poziții care deja le avem în desfășurare. Îi punem un titlu, facem o descriere referitor la analiza respectivă, comentariile noastre cu privire la evenimentele care se întâmplă și validăm acea analiză. Ulterior, ea apare în tradebook. După cum vedeți, analize făcute de membrii acestei comunități și de aici se începe validarea lor. Informațiile la care trebuie să fim atenți. Dacă această analiză a fost făcută publică, în cazul acesta este publică, poate fi pe grup sau privată share-uită. Instrumentul pe care această persoană l-a analizat, trendul care l-a dat în piață și, foarte important, deja se vede cum analizele încep să fie corectate. Cele cu roșu sunt analize care, să spunem, nu s-au încadrat în așteptările persoanei care le-a postat, adică în momentul de față, această persoană alegând trendul de creștere, piața a scăzut cu 520 de puncte, de aceea este pe roșu. Vedem userul respectiv ce ranking are. Rankingul va fi definit în funcție de profitabilitatea pe care membrii o reușesc în tranzacționare. Și în partea dreaptă avem reprezentarea analizei persoanei respective. Câte zile au mai rămas până în momentul în care expiră, minimul și maximul care a fost atins și nivelul actual. E foarte important să facem o paralelă și între acest minim și maxim. Adică, putem vedea o analiză care, să spunem, că în momentul de față este sau chiar a expirat și are doar 100 de puncte profit, însă, probabil, maximul care a fost atins în perioada dată de acel utilizator a fost, să spunem, de 800 de puncte în piață. Astfel, ne putem gândi că acea persoană a analizat bine trendul, însă nu a reușit să-l coreleze la același nivel cu perioada selectată. Comenturile, graficul respectiv și aici oricine poate intra și adăuga un alt coment. Momentul în care vrem să vedem, spre exemplu, o analiză profitabilă, vedem acest user, instrumentul analizat și faptul că această analiză este în profit cu 1753 de puncte. Deci a avut dreptate. Descrierea pe care el a ales să o facă în momentul respectiv referitor la acea analiză. De aici, mai departe, putem căuta chiar în funcție de instrument.
lucru foarte interesant. Spre exemplu, cum a fost ziua de ieri, în care atât euro cât și lira britanică au avut fluctuații foarte mari. Și noi, ca și trader, dorim să vedem exact ce se întâmplă în piață în momentul respectiv. Și atunci căutăm instrumentul pe care noi ni l-am ales să-l tranzacționăm, ne vor fi arătate toate analizele de pe instrumentul acela și ne putem face o părere mult mai clară asupra pieței. Vedem câte dintre ele dau un trend de creștere, dacă majoritatea, să spunem, alege acel trend, ar trebui să ne pună pe gânduri, câte dintre ele dau un trend de scădere în momentul respectiv și care sunt argumentele, și atunci noi putem lua o decizie mult mai bună în momentul în care alegem să tranzacționăm. Vedem și membrii acestei comunități ce părere au și ce opinii au în legătură cu instrumentul în care noi vrem să intrăm la tranzacționare. Și în momentul respectiv, decizia ar trebui să vină mult mai ușor. Ulterior, să spunem că un anumit membru din platformă nouă, cum este acesta, are trei analize toate profitabile, ni se pare că ar fi o persoană responsabilă. Și ne putem gândi, după ce eventual verificăm profilul persoanei respective, ne uităm la statisticile contului său, 10 tranzacții deschise, 4 câștigătoare, 6 pierzătoare, dintre oportunități, 7 au fost postate, 6 sunt câștigătoare, una este neutră, se descurcă destul de bine la analize, dar poate nu ar merita să fie un trader pe care noi să îl copiem și să riscăm propriile lichidități în momentul în care începem această copiere. Să spunem, totuși, un anume user din platformă ne-a captat atenția și dorim să-i oferim încrederea în a fi copiat. În primul pas trebuie să-l adăugăm în grupul nostru de prieteni, să-i spunem. Îi va apărea aici o notificare că noi vrem să-l adăugăm în acel grup. După ce acceptă, lucrurile vor sta în felul acesta. Și la mijloc avem secțiunea Request Copy From, unde în momentul în care dăm click avem de pus un anumit procent. Între 0 și 100% se poate negocia procentul din profitul net pe care persoana cu care noi am ales să strângem această legătură de copiere îl va căpăta în momentul în care închide poziția. Dar, repet, acest procent se va activa doar din profitul net. Dacă o anumită persoană, să spunem, astăzi pierde 50 de dolari în legătura de copiere, mâine pierde 50 de dolari, iar a treia zi reușește să închidă o tranzacție de 200 de dolari, nu va primi, să spunem, acest 10% pe care noi vrem să îl oferim, decât dintr-o 100 de dolari. Deci a pierdut 50 de dolari în prima zi, a pierdut 50 de dolari a doua zi, în a treia zi a reușit să închide o tranzacție pe plus 200 de dolari, 10% aceștia îi va primi doar din cei 100 de dolari. În momentul în care îi trimitem acest request, persoanei respective la notificări îi va apărea în forma aceasta. O anumită persoană dorește să te copieze, a oferit 25% din profitul net și există trei variante. Decline, approve sau reoffer. De aici eu pot schimba, vreau 28. Și îl trimit înapoi. Va merge acest, să-i spunem, meci de ping-pong până în momentul în care unul dintre cei doi fie alege să dea decline, fie alege să dea accept la această copiere. În momentul în care copierea a pornit, ne vor duce în partea de copybook, unde vedem informațiile în legătură cu tranzacțiile și cu copierea care se desfășoară în platformă. De aici, copy from, adică persoanele de la care eu am ales să copiez tranzacții.
se vede exact perioada la care am început copierea, comisionul negociat, actual, ok? Comisionul care în momentul de față este dat persoanei respective. Vedem că prima, deși am negociat 20%, este 0, deoarece în momentul de față persoana respectivă în legătură cu această copiere este pe minus. La present result. Past result, vedem că a reușit să-mi aducă un anume profit la un moment dat și pe profitul respectiv am plătit 20% din acel profit. Ulterior, rezultatul net, rația între lichiditățile noastre și volum ratio. Aici este foarte important că acest volum ratio poate fi ajustat. Adică, observăm că persoana pe care noi o copiem, să spunem, are de 10 ori mai puțin bani decât noi. În cazul acesta, pentru a merge pe aceeași linie de risc, teoretic ar trebui ca la volum ratio noi să selectăm 10. Indicat ar fi, de fiecare dată când ajustăm acest volum ratio, să ne gândim foarte bine și să ne informăm foarte bine în legătură cu persoana pe care o copiem. Câți bani are, cât de mare este apetitul lui la risc și toate elementele care stau în picioare în momentul în care vrei să analizezi din punct de vedere al tranzacționării o persoană pentru a ajusta acest volum ratio. În momentul în care vrem să vedem ce persoane ne copiază, dăm la copy to, vedem oamenii care au ales să ne copieze și rezultatul tranzacțiilor pe care aceștia le-au copiat. Adică, aceste persoane au intrat într-o legătură de copiere cu mine personal, rezultatele se văd pe ecran și eu îmi dau seama exact ce profit am ajuns să fac din această legătură de copiere. Apreciez că în momentul în care această comunitate va ajunge să crească și va ajunge la maturitate, persoanele care ajung la un ranking foarte mare, foarte înalt și persoanele care ajung să fie copiate de un număr mare de utilizatori, vor ajunge și la venituri substanțiale. Tocmai din acest motiv, în pasul în care ne aflăm, vom înțelege că foarte mulți dintre traderii profesioniști care există în piață vor alege să intre în această comunitate, tocmai pentru că în momentul în care ea atinge un număr suficient de mare de membri, vor avea motivele să fie copiați. Ulterior, partea de jurnal, în care vedem toate informațiile în legătură cu activitatea contului pe care îl gestionăm, copy from, balanța de profit, positions, order și așa mai departe. În secțiunea aceasta deja ne putem face o imagine clară asupra tot ceea ce s-a întâmplat în contul nostru de tranzacționare. Pe scurt, aceasta este platforma. Părțile noi care au intervenit sunt social trading, copy trading, postarea și validarea de analize. Nu spun că sunt lucruri care sunt nemai întâlnite în această piață, însă felul în care au ajuns să comunice către client și modalitatea în care sunt interconectate, din punctul meu de vedere, nu mai există în acest moment în piață. Și ăsta este unul din motivele principale în care vrem ca toți clienții care intră în această comunitate, în Tradeberry, să descopere transparența 100% din punct de vedere atât al platformei, cât și al membrilor săi. Secțiunea de Netberry poate fi vizualizată aici. Dacă tot am ajuns la această întrebare, haideți să o și prezentăm. Vreau să văd dacă mai sunt întrebări în legătură cu tradebook sau copy trading până să ajungem la Netberry. Nu mai sunt. Ok. Secțiunea de Netberry este secțiunea care detaliază activitatea din punct de vedere al planului de rebate. Adică ce se întâmplă cu persoanele pe care eu le-am introdus în această comunitate.
pot vedea nivelul următor de carieră în care mă pot afla, ce mai este necesar pentru a ajunge acolo și o simulare de ce venituri aș ajunge să am în momentul în care urc la nivelul respectiv de carieră. Apoi, pentru a trimite invitație oricărei persoane care nu este deja în această comunitate, nu trebuie decât să tastăm în această secțiune adresa de e-mail și click pe acest avionaj. În momentul în care persoana respectivă primește e-mailul cu invitația, are de făcut 3 pași. Primul pas este să-și completeze datele personale. Al doilea pas este de validare a adresei de e-mail. Și ulterior, în al treilea e-mail, va primi login-ul și parola. Chiar dacă platforma funcționează în momentul de față în secțiunea de demo, înregistrările vor rămâne exact în aceea structură în care se fac și în momentul de față. Și aici va explica mult mai mult Adrian. Adică, orice persoană care îi trimiteți invitații în perioada aceasta de demo și care acceptă, va deveni membru în rețeaua dumneavoastră. Ulterior, în momentul în care se vor trece la depozite reale, persoana respectivă va rămâne exact în aceea structură. Structura este prezentată în această formă. Vedem prima dată clienții noștri, adică linia întâi. Dacă vrem să ajungem în detalii mai avansate, dăm click pe userul respectiv și vedem structura lui, aceasta reprezentând linia a doua în rețeaua noastră și putem merge cât de departe dorim noi până la cele 5 leveluri de structură. De aici dăm back. Secțiunea de payment, să-i spunem că este contabilitatea rețelei noastre. Ce venituri avem de încasat din clienții noștri, ce venituri avem de încasat de pe nivelul 2, 3 și așa mai departe, plus fiecare generație în parte și acest quarterly pool bonus, unde vor fi trimestrial un pool în care se strâng anumite lichidități financiare și de acolo se împart între cei mai buni membri din rețea în funcție de cât de mare este structura lor și cât de multe shares-uri au ajuns să primească. Iar la history, activitatea și spread-urile generate pe fiecare element din partea comunității de sub noi. Tranzacționarea clasică funcționează și îmi pare rău că nu ne aflăm într-o zi în care piața să fie deschisă, să vedeți rapiditatea cu care instrumentele se mișcă în platformă. În al doilea rând, se merge mult mai departe de atât. Se merge în a descoperi orice idee pe care un membru din platformă o are referitor la piață. Se vede dacă ideea respectivă într-adevăr se materializează, dacă a fost o analiză pusă pe profit, dacă persoana respectivă reușește să aducă nu doar o singură părere, mai multe păreri referitor la tranzacționare care să fie validate în piață, se poate merge până la verificarea întregului cont al clientului respectiv. Vedem statisticile persoanei respective, putem vedea istoricul persoanei respective, putem vedea tranzacțiile care le are în desfășurare. Cel mai simplu de explicat platforma este că e o platformă în care transparența este de 100%. Din toate punctele de vedere. Atât din partea statisticilor care există la Open Book, statisticile platformei, cât și din partea oricărui trader. Interacțiunea pe care o vor avea clienții în Traderi va fi una clar nemai întâlnită față de alte platforme. Vor ajunge să comunice mult mai bine între ei, vor ajunge să împărtășească ideile mult mai bine și la sfârșit
nu vor mai avea nevoie de nicio intervenție din exterior sau din partea companiei pentru a ști ce pași au de desfășurat în tranzacționare. Toate informațiile sunt în platformă, nu trebuie decât căutate, verificate și apoi urmărite sau copiate de fiecare membru. Mai departe, vreau să menționez că întregul proiect și tot ceea ce ați observat din punct de vedere tehnologic este un avans semnificativ față de piață în momentul actual, atât ca user experience, cât și ca felul în care au fost create lucrurile. Platforma funcționează impecabil și este o platformă care funcționează online, lucru spre deosebire de platformele care acaparează 70-80% din piață, unde orice broker are nevoie de investiții enorme din punct de vedere al serverelor și al infrastructurii pentru a gestiona clienții. Platforma noastră a fost construită în JavaScript, funcționează în cloud, este urcată în 6 clustere în întreaga lume. Tocmai asta îi dă și rapiditatea, dar îi dă și o face să folosească foarte puține resurse. S-au făcut teste pe 100.000 de clienți activi în gadgeturi care nu erau mai mari decât un pachet de țigări și costau undeva la $70. Eu, în personal, vreau să adaug la tot ceea ce a fost spus mai devreme un lucru pe care îl consider foarte important. Platforma și toate ideile din acest proiect Tradeberry au fost concepute doar în sprijinul clienților, în sprijinul traderilor, pentru a avea de fiecare dată cele mai bune informații în momentul în care aleg să tranzacționeze și a putea să facă tot timpul comparația în mai multe surse. Ideea aceasta de a veni cu un plan de compensare a venit ulterior. Momentul în care ne-am dat seama că pentru a ajunge cu această platformă la potențialul maxim, avem nevoie de o comunitate foarte mare, tocmai ca să aducă această diversitate, atât în idei cât și în strategii de tranzacționare. Și al doilea motiv a fost acela că dorim cu precădere să punem capăt oricărei forme de vânzare agresivă, cold calling, telefoane pe care noi nu le-am solicitat, cu care toată lumea a fost obișnuită. Și am văzut cum ușor, ușor au ajuns să aducă și repercursiuni asupra întregului business. În Tradeberry se poate intra doar pe baza unei invitații din partea unui membru activ. Asta vă garantează, cum v-am mai spus, faptul că orice persoană este reală, faptul că persoana respectivă care v-a trimis invitația are propriile lichidități implicate în tranzacționare și se presupune că o experiență plăcută în cadrul acestei comunități l-a făcut să recomande mai departe tranzacționarea către un alt membru. Și e un proiect care va reuși să schimbe abordarea multora dintre noi. Mie unul personal mi-a schimbat viziunea 100%, va reuși chiar să ajungă să schimbe carierele unora în întregime, însă se vede de fiecare dată că orice schimbare sau orice lucru nou nu este împărtășit cu ușurință. Tocmai din acest motiv știu că foarte mulți dintre noi suntem implicați fie în alte proiecte, fie în alte business-uri cu care avem de-a face. Însă, este o oportunitate extraordinară în momentul de față cu care avem de-a face. Ar trebui tratată cu maxim de responsabilitate. Trebuie văzut de fiecare membru cum se poate integra în acest proiect. Dacă are o experiență bună în tranzacționare și poate deveni un trader care să fie urmărit de întreaga comunitate, dacă are relații foarte bune și poate dezvolta o structură mare subiect de pe urma căruia să aibă de câștigat, adică a fi un introdusă, sau dacă pur și simplu este motivat de acest proiect în a deveni client. Pentru că față de clienți, eu cred că oferă, din toate punctele de vedere, cele mai mari avantaje. Și
nu ar trebui să fie, să fim cu toții motivați doar de eventualele câștiguri financiare sau ce se poate face dintr-o structură de 5 leveluri. Ideea de a tranzacționa trebuie împărtășită și trebuie acceptată în fiecare, de fiecare persoană. De ce? Foarte multe din evenimentele care se petrec în piețele financiare au de fiecare dată și răsfrângeri atât asupra lichidităților noastre personale, cât și asupra vieții noastre personale sau a business-urilor în care ne aflăm. Vedem deja foarte multe cazuri în care anumite crize financiare fie au distrus vieți, fie au reușit să pună în genunchi business-uri ajunse la maturitate, da? În a fi spectatori la aceste evenimente, cu siguranță nu vom avea de câștigat. Ajungând să înțelegem piețele financiare, să înțelegem felul în care un eveniment le poate influența și ce măsuri se pot lua în acel moment, putem să trecem destul de ușor de a fi influențați de către ele, la a ajunge la nivelul în care să le putem anticipa și chiar să putem câștiga de pe urma anumitor evenimente din piață. Și ăsta ar trebui să fie motivul esențial pentru care orice persoană își dorește să devină fie membru în Traderii, fie membru în orice altă platformă de tranzacționare. Dar ideea de a sta și a fi spectatori la această piață este, din punctul meu de vedere, una total greșită. De ce? Pentru că ajungem să fim influențați. E așa cum am privit un meci de fotbal, iar în momentul în care echipa noastră favorită pierde, știu eu, viața noastră personală se schimbă semnificativ sau business-ul nostru are de suferit. Piețele financiare pot duce la acest nivel și am văzut ieri un caz care, din punctul meu de vedere, nu trebuia să se întâmple, doar la decizia decizia premierului britanic de a aduce un referendum în fața populații, s-a ajuns la o măsură foarte drastică, aceea de a scoate Marea Britanie din Uniunea Europeană. Iar reacțiile se pot vedea foarte ușor. Euro s-a devalorizat semnificativ ieri, lira britanică a avut o scădere de undeva la 9% în câteva ore de tranzacționare. Vă spuneam, aurul a urcat de la 1250 la 1360, $100 într-o singură zi. De ce? Deja investitorii preconizează o mai mică sau mai mare criză financiară în momentul de față. Și cum am fost obișnuit tot timpul aleg să se ducă în investiții sigure, precum aurul sau alte elemente care lor să le ofere creșteri în momentul respectiv sau, dacă nu creșteri, măcar protecția sumelor pe care le au. Sunt sume foarte mari în care traderii principali la nivel mondial le investesc. Sumele respective nu pot fi retrase și puse într-un cont undeva la bancă. Iar la nivelul în care deja dobânzile sunt în momentul actual, atât în România cât și la nivel global, asta devine o soluție din ce în ce mai slabă sau, să spunem, lipsită de eficiență. Da? Coroborând tot ce am discutat până acum și cu faptul că deja avansul tehnologic ne permite să intrăm în contact cu orice persoană din orice colț al globului și ne permite să avem conexiune instantă cu orice partener de business și orice comunitate pe care am putea să o integrăm în această rețea, nu cred că exista un moment mai bun decât acesta în care acest proiect să iasă la suprafață. Nu sunt toate lucrurile perfecte, să-i spunem așa, însă avansul care a fost făcut în momentul de față și shift-ul din punct de vedere al viziunii pe care îl oferim în momentul actual pieței ar trebui să aducă mare parte din traderii la nivel mondial sau persoanele care nu au experimentat niciodată o platformă de tranzacționare către acest proiect și ușor, ușor să începem să construim această comunitate. Ea va ajunge să fie din ce în ce mai mare, din ce în ce mai
profesionistă în momentul în care tranzacționează, mai unită și și conexiunea asta între traderi, interdependența lor va ajunge să creeze cel mai bun mod de a tranzacționa din piață. Riscurile în tranzacționare există. Faptul că sunt instrumente derivate de tip CFD se pot tranzacționa în marjă, iar în momentul respectiv, când noi folosim leverage la tranzacționare, care este un factor multiplicator, în aceeași nuanță ne creștem și riscurile în tranzacționare, balansând, bineînțeles, cu cât folosim un leverage mai mare, avem și oportunitatea de a face un profit din ce în ce mai mare, dar nu trebuie niciodată să uităm de riscurile care există în tranzacționare, până la maximul, inclusiv de a ajunge să pierzi toate lichiditățile investite. Puțină lume comunică în felul acesta și prezintă acest fapt, însă el este real. Au fost mulți clienți care, neajungând la nivelul în care să-și gestioneze riscurile, au ajuns inclusiv la a pierde întregul capital. Cu foarte mulți clienți au ajuns la dublări, triplări de cont. Aici depinde de fiecare în ce formă își gestionează riscurile din platformă. Ai totul transparent pus la dispoziție, vezi absolut orice în legătură cu platforma, nu ești influențat de companie în niciun fel în a avea, de la intrarea în acest proiect până la o eventuală reacție în platformă, compania nu va comunica cu clienții săi decât din partea de suport. Adică orice probleme aveți cu platforma, orice nelămurire aveți, vi se poate răspunde la întrebări. Însă din punct de vedere al tranzacționării este un detașament total. Fiecare membru al acestei platforme nu va fi contactat de nimeni din partea companiei, nu îi se va sugera nimic din partea companiei, este doar la înțelegerea și la aptitudinea lui de a se decide când intră în tranzacționare, cum intră, pe ce instrumente, dacă sau nu copiază pe cineva, cum și-a manageriat riscul, cum și-a manageriat ponderea, însă la nivelul de feedback care îl iei din partea acestei platforme prin membrii ei, ar trebui deja să fie suficiente informațiile pe care le căpătăm în a avea orice fel de reacție în piață. Pentru că totul este vizibil. Lucru în momentul de față nemai întâlnit pe nicio platformă din piață. Aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la acest seminar. Văd deja că se apropie pauza. Cum am spus, vreau ca această comunitate să devină din ce în ce mai răspândită, să reușim să ajungem din ce în ce mai profesioniști în momentul în care comunicăm atât cu membrii din rețea, cât și cu eventualii clienți, să ajungem de fiecare dată să prezentăm toate riscurile și toate oportunitățile care există în piețele financiare, ne uitând de valoarea în comunității acestea și uniunea care se va crea și transparența în informații care va exista. Vă mulțumesc foarte mult de participare, vom lua o scurtă pauză, apoi domnul repede Adrian vă va da toate detaliile referitoare la cum se creează o structură pe cele 5 niveluri, ce înseamnă fiecare generație și cum se poate câștiga din a fi introdusă în această platformă. Aș vrea să-l introduc pe colegul meu, domnul Adrian, repede, pentru a prezenta fiecare detaliu necesar unei persoane în construcția unei rețele cât mai profitabile. Bună seara, să știți că deși sunt familiarizat cu prezentările în fața a mii de oameni, totuși astăzi am niște emoții, sunt pentru prima dată într-o industrie în care nu m-am băgat niciodată, am avut o teamă să intru în această industrie, mi s-a părut că poate nu este pentru mine și să știți că ce face Trader este să pună la un loc un om de specialitate cum este Adi Mazilu, un profesionist în domeniu, cu cineva care e profesionist doar în distracție,
în asociere, în socializare. Acum nu o să încerc să fiu exact cum sunt eu în realitate, o să încerc să fiu la costum, în sfârșit să fiu în spiritul acestei întâlniri. Am tăiat niște slide-uri care mă caracterizează, dar în sfârșit o să fiu. Dacă fac greșeli, aveți încredere că o să le reparăm după aia. O să vă spun două cuvinte despre mine, să vedeți cam ce fel de oameni puteți să introduceți în această platformă. Eu, de felul meu, sunt autentic, cum mă vedeți acum vorbind, la fel sunt și la restaurant, și la club, și cu prietenii la nuntă. De profesie sunt pilot, dar nu mai profesez de 20 de ani, de aici și ideea cu avionul, da? M-am gândit atunci când am pornit în viață să-mi întind aripile așa, să ajung departe, să fiu și cu bani și cu nevastă frumoasă, copii frumoși. În sfârșit, ca fiecare în viață, știi? Și ajungi la un dat la o vârstă și parcă n-ai găsit cărarea potrivită, dar când am văzut trei bani, am zis, opa, uite ceva care chiar produce și ceva în care te vei simți și bine și o să-i schimbăm și pe cei care au o anumită rigiditate pe semne în această industrie și o să le dăm cravatele jos și că poate data viitoare nu o să avem aceeași întâlnire cu toți în cravate, deși și eu astăzi mi-am așa fost dress code-ul, da? Și scopul în această platformă este să vezi o noutate, în mod special pentru introduceri. Că aici vine, cred eu, noutatea. Primul lucru trebuie să știm, dar eu vorbesc pentru mine și pentru prietenii pe care i-am adus eu, cam cât este de mare această piață. Piața lui Trayberry, cam cât este ea de mare. Și ca să fac așa o mică paranteză, nu știu dacă are cineva să-mi dea un plic de zahăr. Poți să-mi dai un plic de zahăr de la cafea? Uite, de la cafea. Industria cafelei este o industrie de 100 de miliarde de dolari. Și este o industrie mare. Industria farma, despre care ați auzit, are 300 de miliarde de dolari. Iar industria food and beverage are 8 trilioane de dolari. Și acum câteva zile vorbeam cu Adrian Mazilu și mi-a zis așa. Băi, o industrie mare, industria asta de 8 trilioane de dolari pe an. Și Adi Mazilu la un dat mi-a spus, și vă fac o mică paranteză, de-aia am luat plicul ăsta de zahăr. Știți ce înseamnă comparația, că așa vedem niște cifre, dar știți ce înseamnă comparația dintre industria cafelei și industria food and beverage? Înseamnă să compar plicul ăsta de zahăr, e pe bune, e gândiți, cu un tir de 20 de tone cu zahăr. Deci aici e plicul de zahăr, asta e industria cafelei, și în partea cealaltă, la food and beverage, e un tir de 20 de tone. Cam atât este de mare. Și acum fii atent ce mi-a zis mie Adrian Mazilu, cred că e adevărat, și blew my mind. Mi-a zis așa, că doar pe jumătate din aceste 8 trilioane, 4 trilioane, se tranzacționează zilnic pe euro-dolar. Corect. Cam în asta suntem noi aici. Unii poate sunteți deja obișnuiți să fiți într-o astfel de industrie, dar cineva ca mine care n-a fost într-o astfel de industrie, deși am fost destul de competitiv unde am fost, dacă degeaba ești foarte bun într-o industrie care nu produce foarte mult. E bine pentru noi toți, ar trebui toți să zâmbim, să facem o petrecere la sfârșit, pentru că suntem într-o industrie în care nici nu avem comparație, deci nu avem cifre. Exact cum spuneți voi în această industrie și am învățat și eu acest termen, we are in the money. Așa este și pe platformă. Când ai o tranzacționare bună, când ai o analiză bună, ea e in the money sau nu este in the money. Noi suntem in the money. Și acum, pentru că suntem in the money, mai e o noutate. Și asta e super wow. Super wow. Pentru prima dată, United, mi-a plăcut foarte mult cuvântul ăsta pe care prima oară l-am auzit la Victor, United vor fi cei care tranzacționează analiștii și introducerii. Până acum ei aveau treaba lor diferită. Fiecare câștiga câteodată în dauna celuilalt sau neapărat în dauna celuilalt, nepăsându-i de celălalt. Îți dai seama că pentru prima oară se întâmplă așa ceva all over the world și ai aflat-o aici în București la Sheraton.
O să vă spun un lucru pe care l-am ascultat chiar ieri, care este, cum zice, formula oportunității. Când există o problemă și găsești o soluție, asta reprezintă o oportunitate. Și acum gândește-te puțin la ce au gândit niște oameni timp de 2 ani de zile ca să lanseze ceea ce vezi tu astăzi pentru prima oară. S-au gândit că îi deranja că făceau unsolicited calls, telefoane nesolicitate. Te deranja și pe tine că în această industrie cineva îți spunea ție, a, tu ești din industria aia unde ne tot înnebuniți la cap cu telefoanele alea pe care și eu le primesc aproape în fiecare zi. Bună ziua, domnul Repede! Ce mai faceți astăzi? De parcă ne cunoaștem de 100 de ani. Știți, ați auzit că Brexit-ul, că urmează să crească, să scadă, acum e momentul. Și dacă nu cunoști persoana respectivă, reacționezi cum reacționez și eu și prietenul meu, Martin și alții, e, asta este o problemă. Până acum aveai această problemă, acum nu mai ai, s-a găsit o soluție. Eu știu alt lucru, treaba asta cu Tumit-ul, cu faptul că pe această platformă nu mai trebuie să fie angajate nu știu câte servere, iată o altă soluție. După aia, faptul că introducerul până acum aducea un om pe platformă, dintr-un simplu cetățean îl făcea trader, ăla reușea sau uneori nu reușea, pe el nu-l interesa. De data aceasta, introducerul vine și încearcă să învețe de la cei buni cum să tranzacționeze, tranzacționează și atunci are autentic, devine autentic. Nu mai este un om care îți spune, bă, să vezi ce bine este să schiezi. Bă, dar știi ce bine o să te simți când iei cristianele alea și bă, vântul bate în plete și e nemaipomenit. Tu schiezi? Nu, dar știu senzația. Imaginează-ți că acum un introducer capătă curaj să tranzacționeze, pentru că aia care n-au tranzacționat n-au avut curaj. De ce n-au avut curaj? De ce n-au avut Repede curaj? Repede n-a avut curaj pentru că a auzit el că prima dată, am auzit de la finul meu Mihai, că mă, prima oară, primii ani cam pierzi. Stăteam de vorbă mai devreme cu prietenul meu, Mati, a plecat că se ascultă înregistrarea cu mine. Aplauze multe la sfârșit pentru Mati, ca să-mi vadă că sunt într-o poziție bună. Îmi zicea Mati la un dat ca într-o conjunctură l-a cunoscut pe George Soros împreună cu un alt jucător din această piață și prima întrebare pe care a pus-o Soros a fost câți bani ai pierdut maxim până acum? Și omul a zis 10 milioane. Vino la mine când pierzi 200 de milioane. E cum să intre Repede într-o astfel de industrie când cei mai buni pun astfel de întrebări? Și de-aia refuz să intre în această industrie. Chiar vă felicit pe cei care ați tranzacționat pe vremuri, cum ar veni, putem să spunem astăzi pe vremuri, pentru că atunci, pe bune, erai curajos. Chiar dacă pierdeai 1.000, 10.000 de dolari, păi, erai dispus să pierzi 10.000 de dolari să înveți ceva. Repede a făcut-o. Și știi ce? De acum înainte s-ar putea mulți să intre înăuntru, să înceapă să tranzacționeze cum eu o să încep să tranzacționez, tocmai pentru că acolo e un Adrian Maziu, sau altul ca nu vă cunosc pe majoritatea dintre voi, care știți să tranzacționați și iată deodată eu încep să pot să te copiez. Deci ceea ce exista la un dat o problemă pentru Repede să intre în această industrie, deja s-a găsit o soluție și asta reprezintă pentru tine o oportunitate. Adică poți să-l aduci pe Repede, pe un alt pilot, pe un alt avocat, pe un alt stomatolog, mai ușor în această industrie. Mai mult decât atât. Pentru că l-aduci, vei avea niște beneficii pe care până acum nu le aveai sub forma, sub cuantumul pe care o să le ai acum. Dar nu vorbim despre a avea beneficiile pe care le aveai până acum. Vorbim despre a avea beneficii de 50 sau de 100 de ori sau de 1000 de ori mai mari. Deci ceea ce reprezenta la început o, nu o problemă. Ceea ce până acum e, funcționa așa ca un bonus, acum este un fel de extra mega super bonus. Deci iată o altă nouă oportunitate. În mod normal, orice om care este din această industrie, după ce va vedea și planul de rebate pe care îl oferă Trayberry, pe lângă toată platforma de socializare, pe lângă tot ce v-a spus Adrian Mazilu până acum, ar trebui, din clipa în care se închide această conferință, să ia telefonul forță, vorba lui George, și toți la rând. Toți prietenii tăi apropiați, pe care poate până acum nu i-ai adus aici.
te băgai repede în piața, în piața rece, că nu mai conta ăla dacă face, dacă nu face. Acum du-te la prietenii tăi apropiați. Pentru că este o oportunitate. Cum să nu îi spui prietenului tău apropiat despre o astfel de oportunitate? E o oportunitate asta să fim United, first time ever, și să afli tu, pentru prima oară, George Dănică. Și a dat și, cred că tu ești Dan Pultere, nu? Știu de el, că am văzut acolo, are 5 stele, e un băiat de 5 stele. Uite, Dănuț a considerat că este ceva uriaș, pe bune e uriaș. Adică mi-aș dori de la această întâlnire să plecați acasă, neavând să fiți așa într-un tremur de excitare vis-a-vis de această platformă. Și acum trecem la partea cu care cred că sunteți obișnuiți, fără poze, fără avioane, fără lucruri clare, alea cu care cred că sunteți obișnuiți. Ce face, ce este acest plan de rebate? Ai două componente, match more, ca la orice fel de reclamă. Și multele altele care urmează să vină, dar să știi că sunt puse pe tabă unele de rezervă să te entuziasmeze mai mult decât atât. Am să vă spun puțin că am avut privilegiul să fiu în acest proiect de aproape 2 ani de zile. O să vă spun că la acest plan de rebate s-a lucrat cu omul care este cel mai bun în domeniu. Eu când am venit în acest proiect, el exista acolo, eu am fost așa un fel de translator între cei care au gândit proiectul și cel care a conceput acest plan de marketing, un fel de aprobator al faptului că ceea ce vorbește specialistul numărul 1 în lume a făcut bine și a creat un plan de rebate pentru noi, care este perfect pentru acest produs. Și el se împarte în două lucruri. Client sales bonus on direct recruiting new clients or members și un nivel level. Asta o să vi le explic mai... Nu știu dacă o să fie în jumătate de oră cât am eu alocat timpul perfect, dar cu fiecare în parte o să am răbdarea să explic fiecare bonus. Eu acum o să vi le explic în linii mari. Primul se numește Client Sales Bonus, da? Ce spune el? Să presupunem că ești un introducer. Sau să presupunem că ești un om care socializează, cum glumeam eu cu George și Martin știe termenul social butterfly, da? Tipul ăla care ești întotdeauna într-o distracție, te cunoști cu oamenii, ai o anumită influență în cercul tău de cunoștințe. Oamenilor din jur le place să fie în preajma ta. De exemplu, mie îmi place întotdeauna să fiu în preajma lui George. Am fost împreună în două, trei locații, e forță. Deci, e primul la petrecere și dacă face și bani, este combinația perfectă. Sensoară în curând, nu îi fac... Serious guy. Bun. Acum fii atent. Tu ești un om care cunoaște oameni care au un anumit capital, știi profilul și vrei să-l aduci aici. Până acum aveai o schemă de bonusare. Nu știu exact care e, dar tu o știi poate bine sau ai auzit despre ea. Ia atent acum ce e super rău. Vei primi până la 50% din spread-ul generat de acel om. Și acum, dacă până acum nu te interesa dacă era introdus în broker, dacă până acum nu te interesa dacă el tranzacționează și luna următoare sau și-a făcut praf banii din prima, ci și-a pierdut și încrederea, cum e cazul lui Sorin, acum câțiva ani, prietenul meu bun, a intrat pe astfel de platformă de tranzacționare, singur s-a descurcat sau nu s-a descurcat, a investit în aur, aurul lui s-a dus la un dat la 70.000 de dolari. După aia i-a pierdut pe toți, a ieșit și la revedere a pus cruce acestei acestei industrii. Da? Iar cel care l-a introdus pe semne nici nu știe cât a pierdut, nici nu-l interesează. E, de acum încolo e o altă abordare. Când aduci aici, mai ales că o să fie unii dintre cunoștințele tale apropiate, îți va păsa de el. Și cum îți va păsa de el? Îl vei aduce pe o platformă unde vede acolo tot felul de oameni care sunt mai buni de la el decât el. Vede analizele acelor oameni.
vede felul lui de tranzacționare. Îl vede felul de tranzacționare al lui Dănuț Pulgăre, dar vede și pe al lui Adrian Mazilu și pe al lui mai știu eu cine și începe să se uite. Uite, ăsta e un tip de la care înțeleg ce face. Poți să intri în conversație cu el. Spune și mie, de ce te-ai gândit să, eu știu, să investești în aur acum? Nu-i mai bun, nu știu, cobaltul, poate spun o prostie, da? Și afli niște, afli niște răspunsuri. Le coroborezi și după aia mergi mai departe. La început o să, cel care te lasă să-l copiezi, s-ar putea să, nu s-ar putea, cu siguranță își va dori ca ție să-ți meargă. Dacă te vede nebun la cap să pui toți banii în prima zi pe o copiere, poate o să-ți spună, cum mi-a zis mie Adrian Mazilu, încearcă prima oară cu 500 de dolari, după aia cu 1000 de dolari. Pe măsură ce înveți, crești, crești. Tu vei fi așa ca părintele cu copilul. Și îl înveți pentru că tu vrei să-l ai pentru o lungă perioadă de timp. Și tu îți dorești ca el să tranzacționeze în profit. Nu asta ne dorim? Exact. Și dacă îl înveți să tranzacționeze bine, asta înseamnă că ți se întoarce ție acel bine. Dacă ești un profesor bun cu elevul tău, vei câștiga din meditații toată viața. Și aici, fă-ți tu singur o socoteală, cunoști industria, știi cât de ușor poți ajungi cu cineva să genereze 3000 de dolari în spread și ia de acolo 50%. Eu am auzit, și voi o să-mi confirmați, că există oameni care încarcă platforma de tranzacționare, nu din prima, dar din a doua, din a treia, din a zecea, cu 1 milion de dolari. Ia uite câte capete dau în cap așa. Atunci, de ce nu i-am aduce noi pe acești oameni cu platformă de tranzacționare, care e atât de transparentă? În care acel 1 milion de dolari pe care ei urmează să-l tranzacționeze, îl tranzacționează într-un cadru mult mai safe. Deci îi fac și lui un bine și ce să vezi, că mi se întoarce 50% din spread-ul lui. O bună, e o afacere cu foarte mulți bani și o afacere care devine deodată altfel. Și ăsta e client sales bonus. Cred că l-a înțeles toată lumea. Din cine e client sales bonus? Din toți membrii pe care i-a adus pe platformă, chiar dacă sunt clienți, chiar dacă sunt membrii care doresc să fie pe lângă clienți, pe lângă trader, vor să devină și introducers. Da? E simplu. Și acum urmează acea schemă de compensare care se numește Unilevel, în sfârșit, pe 5 nivele, după cum ați auzit de la Adrian Mazilu, dar nu e doar pe 5 nivele. E și pe 3 generații și aceste 3 generații te pot face pe tine la un moment dat să câștigi și din spread-ul cuiva care e în al 100-lea nivel. Prima oară trebuie să explicăm ce înseamnă un nivel. Un nivel, explicăm asta? Da, da. Da? Ok. Asta reprezintă nivelul 1. Tot pe nivelul 1 se află și clienții tăi. Care nu au netberry. Care nu au rețea. Ei doar tranzacționează. Asta e nivelul 1, asta e nivelul 2, 3 și așa mai departe. Asta e nivelul 5. Și pe aceste 5 nivele, tu începi să primești 1% din spread-ul tău în funcție de ce ai făcut tu personal și atunci când intri în acest proiect, trebuie să știi că ce faci tu se va copia. De aceea va trebui să ai niște obiceiuri sănătoase care să se copieze. Dacă tu intri în acest proiect cu egoism și fără să ai dorința de a-i sprijini pe toți oamenii din echipa ta, ai să vezi că nu o să ai o, cum să spun, o dezvoltare pe care ți-ai dori-o cu adevărat. Și acolo, uite, ți arată. Cum în... Eu vreau să înțelegeți cum citiți un astfel de, de tabel, că după aia acasă o să-l faceți toate calculele posibile. Îl citim în felul următor. Prima dată acest tabel spune ce condiții trebuie să îndeplinești
ca să obții de pe primul nivel, de pe primul nivel oricum nu trebuie să îndeplinești nicio condiție, ca să obții de pe al doilea nivel ceva, aici nu obții nimic, aici obții ceva, aici obții ceva mai mult, aici obții ceva mai mult. Obții acest ceva mai mult dacă îndeplinești anumite condiții. Dacă îndeplinești condiții și mai mari, atunci primești maximul posibil. Și ai trei faze. Adică, ai faza de membru, faza de asociat și faza de partener. Pentru fiecare dintre ele în parte, ai condiții de calificare pentru obținerea acestor bonusuri. Faci aia, urmează să primești aia. Faci asta, urmează să primești asta. S-a înțeles? Aici e ce trebuie să faci ca să pui mâna pe asta. Cum îi spun eu lui Fim? Faci nu știu câte tracțiuni, sau ești bun la fotbal, Fim merge la fotbal, sau ești bun la carte, urmează să primești bonusul ăsta. Dacă faci mai mult, primești mai mult. Asta este universal valabil în orice instituție ai fi, în orice companie ai lucra, este planul de vânzări și marketing al companiei respective. Planul ăsta de vânzări și marketing este senzațional. Dar pentru asta tu va trebui încetul cu încetul să înțelegi toate lucrurile de aici. Și eu acum îți spun legenda. Da? Cum devii? Te-ai înrolat. Da, când te-ai înrolat, e simplu. Ai completat o aplicație, te-ai înrolat. Dacă ai un client calificat, un client calificat înseamnă cineva care își încarcă platforma de tranzacționare cu 500 de dolari, atunci tu ești un membru activat, în sfârșit. Dacă vrei să devii membru One Star, trebuie să ai CCV ăsta, este spread-ul generat de clienții pe care tu i-ai adus sau de membrii pe care i-ai adus. Adică clienții care nu au netberry, nu sunt și introducer sau clienții care sunt și trader și sunt și introducer totodată. Și acum iar să dăm un exemplu, da? Și la pauză oricine are întrebări, bine la fel. Eu am două categorii de oameni pe care îi cunosc. Unii care tranzacționează și nu sunt deloc interesați să aducă membrii noi în platformă, indiferent dacă eu îi arăt ce beneficii ar avea, el e tipul de om care, pe mine nu m-a interesat decât să tranzacționez, mersi frumos pentru această platformă. Aici oameni se numesc clienți, ei tranzacționează, ei nu apar în netberry, adică în secțiunea de rețea. Ei sunt așa ca niște sateliți în jurul tău, ei produc spread și tu de la ei încasezi client sales bonus, acela până la 50% din spread-ul lui. Să presupunem că ai un client care a produs spread de... Și aici trebuie să mă întorc înapoi. Să presupunem că ai adus un client care a generat spread de 300 de dolari. Să presupunem că ai adus un client care a generat spread de 1200 de dolari. Ai adus un client care a generat spread de 5000 de dolari. După aia a adus un membru care a generat spread de 300 de dolari. Și unul care a generat spread de 1000 de dolari și să presupunem că ceilalți n-au generat spread decât de 100 de dolari. În exemplu ăsta, ce o să primești? Din client sales bonus o să primești, conform graficului, 35%, nu, 37% din spread-ul generat de acesta și înțelegeți, da? Asta este client sales bonus. Bun, acum. În cazul nostru aici, dacă ne uităm la Member One Stars, 500 de dolari acolo reprezintă spread-ul generat de ăsta, plus ăsta, plus ăsta, plus ăsta, plus ăsta. Bine, e mai mult. Și chiar ar fi bine să pornim, e bine să pornești with the end in mind, cu imaginea finală în minte. Maxim, adică ca să poți să iei toate bonusurile posibile de la Tradeberry, să ai în minte această cifră. 5.000 de dolari spread generat de clienții tăi și membrii de pe prima ta linie. Dacă tu ai 5.000 de dolari spread generat de clienții tăi și membrii de pe prima ta linie, iei toate bonusurile posibile de la Tradeberry.
Da? De-aia o să vezi că pe măsură ce înaintăm în explicarea acestui plan de rebates, prima dată ai un nivel mic, $500 în spread general de clienți și de membrii de pe prima linie, după aia ai 1000, după aia 1500, după aia 2250, 3000, 4000 și într-un final ai 5000. Deci primul lucru pe care l-ai tu de făcut este tu să aduci oameni care generează spread. Tu, oamenii tăi, aduci de tine să genereze spread. Iar al doilea lucru pe care l-ai de făcut este să dezvolți lideri care aduc oameni care generează spread. Deci tu, în esență, în tot planul acesta de compensare, trebuie să urmărești două lucruri. Unu, să aduci oameni care generează spread și de la $500 până la $5000 sunt condițiile ca să obții maximum de bonusare. Și doi, să dezvolți lideri care să genereze, să se aducă oameni care să genereze spread. Am înțeles bine? Bun. Astea două lucruri trebuie să le ai în minte. Acest obicei trebuie să ți-l creezi. Am adus oameni care tranzacționează, generează spread, le e lor bine pentru că e cea mai bună platformă de tranzacționare. Pe aceia dintre ei care vor să fie și ei introducer, pe clienții nu-i nebunim la cap, îi lăsăm trader. Pe aceia dintre ei care vor să aibă și acces la un astfel de plan de rebate, îi învăț tot ce știu eu în materie de leadership, în materie de tranzacționare, astfel încât să se genereze o rețea cât mai mare de trader, analiști și introducer care fac toate trei în unul. Da? Și ăsta este principiul. Și acum lucrurile astea sunt simple. Am urmărit spread generat de traderi, de clienții mei și de membrii mei și după aia active lines, fiecare lines înseamnă fiecare linie pornită de la tine în jos. Tu ești aici. În clipa în care l-ai înscris pe Adi Mazilu, pulberea, acum știu și eu doar două nume ce să fac. Și Ioana și Gelu și Cezar, de la ei în jos, asta se numește linie. Și asta este simplu. Și după aia urmărești simplu acele criterii și în funcție de criteriile pe care le-ai urmărit, obții nivele și mai mari, și mai mari, și mai mari. Bonusuri de pe nivele și mai în adâncime. Ce mai trebuie să înțelegem acum? Până aici este simplu, da? Ai 4.000 în generat, $4.000 spread, ai 4 linii active, deci ce poate să fie? 4 linii în care există oameni activi, care generează 25.000 DV, înseamnă downline volume, e simplu de înțeles, downline volume înseamnă volumul total de spread generat de toți oamenii de sub tine, din care să nu fie mai mult de $12.500 dintr-o singură linie, nu poți să câștigi tu că unul face toată munca. Dacă tu ai făcut asta, atunci te uiți pe tabelul mai jos și vezi că vei primi din nivelul 1 client sales bonus, ăla de între 35 și 50%. Vei primi de pe nivelul 2-7%, de pe nivelul 3-4%, de pe nivelul 2-4-2%, de pe nivelul 5-1% și mai mult participi și la quarterly leadership pool. S-a înțeles cum gândești calificarea și atingerea nivelelor? Asta cred că s-a înțeles. Trebuie doar să citești mai departe. Acum mai trebuie să explic două lucruri. Ce înseamnă quarterly leadership pool și ce înseamnă generație? Quarterly leadership pool înseamnă așa. Dacă traderii a generat într-un trimestru $20 milioane în spread, 0,5% din acest $20 milioane în spread se va împărți între oamenii care încep să aibă shares-uri, care încep de la associate 3 stars și se duc mai departe la partner 3 stars unde primești 4 shares-uri. Și acum dau un exemplu. Să presupunem că s-a ajuns la $20 milioane în spread generat de traderi. Și ce generos e traderii, pe bun.
Să presupunem că s-a ajuns la 20 de milioane spread. Facem calcul matematic. 0,5% din 20 de milioane înseamnă 100 de mii. Și acum în toată comunitatea Tradebury, să zicem că există 10 Associate 3 Stars, 5 alt nivel și în sfârșit 3 Partners 3 Stars. Aici nu contează, sunt mai mulți, da? Pentru cei care sunt Associate 3 Stars, fiecare are cât un share. De unde știu, mă uit pe tabel. Toți Associate 3 Stars au un share, da? Hai să facem mai simplu, ca să nu ne încurcăm în matematică. Și nu mai avem decât 3 Avem doar 3 care sunt Partner 3 Stars. Deci avem 3 care fiecare au câte 4 shares. 3 ori 4 fac 12. Deci în total sunt 10 shares-uri cu 12, 22 de shares-uri. Se împart 22 de shares-uri. 100.000 se împart la 22 și fiecare după aceea și ia shares-urile respective. Dacă, nu știu să împart, dar zicem că ne dă 20. Da? Dacă ne dau 20, 100.000 împărți la 20. Cât? 5.000. Da? Deci tu dacă ești Associate 3 Stars, am mai primit 5.000 de dolari. Dacă ești Partner 3 Stars, primești 4 ori 5, 20.000 de dolari. Și așa se socotește și quarterly bonus. Mergem mai departe. Ce înseamnă a treia fază, care înseamnă generație? Încă o dată. Faza întâi este un nivel mic de a construi o mică organizație. Faza a doua este să construiești o organizație mai mare. Iar faza a treia, deja nu mai câștigi doar de pe 5 generații. De pe 3, de pe 5 nivele. Câștigi și de pe 3 generații. Și dacă vă explic ce înseamnă o generație, ați înțeles tot planul de compensare. Mai mult durează să desenăm. Nivelele le măsurăm așa. Level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, puncte, level 50. Da? Să presupunem că pe această linie, ăsta de aici, este Associate 3 Stars. Hai zicem că și ăsta de aici este Associate 3 Stars. Și ăsta de aici este Associate 3 Stars și el are și el o grămadă de introducer care au adus trader în această platformă. De la Associate 3 Stars se delimitează generații. Și cum se delimitează? Tot spread-ul generat în această organizație până când întâlnește un Associate 3 Stars se numește generația 1. Tot spread-ul generat de această generație, de la Associate 3 Stars până la următorul Associate 3 Stars, reprezintă generația 2. Și tot ce e aici reprezintă generația 3. Da? Atenție! Uite, am desenat greșit. Generația 2 îi include și pe ăștia care nu sunt Associate 3 Stars. Și țâța asta se poate duce și mai jos de ăsta. Deci vreau să vă spun că depășește nivelele și aici se poate duce să ia din nivelul 202. Da? Toate lucrurile astea fac ca tu, dacă ai atins nivelul de Partner 3 Stars, s-a ajuns să iei 2% din toată generația asta, 2% din toată generația asta care se poate duce în nivelul 250 și din toată generația asta care se poate duce în nivelul 1000. Mai mult decât atât, asta e tot ce ai primit din generațiile de pe o singură linie. Dar tu ai mai multe linii și mai multe generații. Așa că cu cât ajungi mai repede la Associate, la Partners 3 Stars,
cu atât bani nu știu cum pot să fie. E inimaginabil. Multe zerouri. Foarte multe zerouri. Bă, e uriaș. Ce introducer câștiga până acum așa ceva? Așa că secretul este fix așa. Să conjugăm verbul a fi. Eu fac. Dacă eu fac, tu faci, el face. Noi facem și câștigăm împreună. Acest câștigăm împreună e foarte important. De aici e ideea de United. Dar pentru asta eu trebuie să fac ca celălalt să facă. Și atunci acest eu trebuie să fac ca celălalt să facă este că eu ca trader devin și analist cu timpul. Eu ca analist devin trader cu timpul. Eu trebuie să fac toate ca să pot să atrag pe cineva să tranzacționeze. Eu dacă nu tranzacționez, am nevoie de unul ca Adimazilu să mă sprijine în a aduce unul care tranzacționează pe această platformă. Și noi am făcut o echipă foarte bună în sensul ăsta. Și de fapt ce ne dorim noi, și asta e esența acestui proiect, exact ce a zis foarte bine prietenul acum câteva zile, zice, băi, îți dai seama, peste un an de zile, când cei care au social butterflies sau introducerii vor înțelege exact ce înseamnă, ce știe să facă Mazilu. În clipa în care eu voi înțelege exact ce face Mazilu și voi face la fel ca Mazilu și când el va înțelege ce facem, ce fac eu din industria mea și împreună facem ce face celălalt, ăla este momentul în care traderul va fi explozie. Pentru că ce vedeți aici este un moment care, pe bune, este istoric. Eu mă entuziasmez numai cu gândul la ce o să fie peste câtva timp. Și ca o concluzie despre ce v-am vorbit este că suntem în zona de bani. Ce avem de făcut este să dăm exemplu ca celălalt să urmeze acest exemplu și împreună câștigăm împreună mai mult decât am fi câștigat separat. Mai avem 20 de minute de întrebări și răspunsuri. Tocmai de asta l-am invitat și pe Adrian să rămână cu noi. În ideea în care întrebările pot veni pe orice filială, atât din punct de vedere al construcției unei rețele, cât și din punct de vedere al altor întrebări care au rămas fără răspuns din partea de și eu tranzacționare, ideea de siguranță a banilor sau orice alte lucruri care mai vin în discuție. Deci, hai să vedem. Spune-ne puțin cu copilerea, te rog, dacă... Să-ți dau un exemplu concret. Dacă Adrian te copiază pe tine, dar tu la rândul tău copiezi la cineva, cum se poate face fizic chestia asta? Sau doar am mai primit odată această întrebare. Orice poziție copiată nu poate fi copiată la rândul ei. Adică, dacă Adrian mă copiază pe mine, nimeni nu va putea să copieze tranzacția pe care Adrian a copiat-o de la mine. Dacă persoana respectivă cunoaște că Adrian mă copiază pe mine și dorește să-mi copieze mie personal tranzacțiile, trebuie să vină cu oferta direct la mine. Nu la asta mă referam. Atunci? Mă referam dacă ești un trader de succes, da? Și pe tine te copiază mulți oameni. Da. Sau ar trebui, da. Ai vrea să te copieze mulți oameni. Acei oameni ar trebui să te copieze pe tine în toate tranzacțiile tale. Automat? Sau numai ce te copiază unul, altul nu poate să copieze aceeași tranzacție. Nu. În momentul în care procesul de copiere devine activ, în acel moment orice tranzacție eu deschid în contul meu, va fi automat deschis și în contul dumneavoastră. Absolut toate tranzacțiile. Ok. Și cei care te copiază, da? Nu pot fi sub nicio formă copiați la rândul lor de alte terțe persoane. Exact. Așa este procesul. Ei pot fi copiați, dar pe tranzacțiile lor personale, nu cele care le-au copiat de la mine. Și haideți să vă arăt cum se diferențiază acest lucru, foarte simplu. Se văd aici. Aceste tranzacții mie îmi sunt copiate, cu săgețica aceasta. Iar aceste tranzacții eu le copiez. Ok? În momentul respectiv, datorită faptului că eu am ambele lucruri active, adică sunt și copiat și am și client și copiez la rândul meu alte persoane, tranzacțiile arată în felul acesta. Dar dumneavoastră, spre exemplu, dacă mă copiați pe mine, veți vedea tranzacțiile care le copiați de la mine cu
cu o anumită săgeată, iar cele care le deschideți ulterior dumneavoastră personal nu vor prezenta niciun fel de săgeată. Sunt simple și arată că respectivele sunt tranzacțiile făcute personal. Eu mă referam la asta ca o limitare a faptului că ce propuneți voi să, ca introducerii să devină trader. Ok. Și un introducer să devină trader, cel puțin la început, trebuie să copieze pe cineva. Adică, nu vorbim de industrie. Aici vreau să fac o mică paranteză. Pe cât de euforic este tot proiectul și pe cât de bine arată din toate punctele de vedere și oricât de entuziasm am avea, trebuie să avem calmul necesar de a lua fiecare avantaj pe care platforma îl oferă cu responsabilitate. Inclusiv copierea. Asta nu înseamnă că orice persoană care nu a mai avut niciodată experiență în tranzacționare ar trebui ca primul lucru care îl face în momentul în care intră în platformă să copieze o altă persoană. De ce? Documentarea, din punctul meu de vedere, în această piață înseamnă totul. Până s-a ajuns să poți verifica dacă o persoană merită a fi copiată sau nu, tot trebuie să treci prin o anumită perioadă de cunoaștere a pieței. Adică, nu vrem să ajungem în momentul în care o persoană să intre și să spună eu nu știam nimic despre asta, l-am copiat pe cel care m-a introdus și lucrurile nu au mers așa cum trebuie. Nimeni nu mi-a explicat ce înseamnă tranzacțiile pe care acesta le dă în piață, nimeni nu mi-a explicat ce înseamnă un volum de tranzacționare și tot ceea ce trebuie să cunoști în momentul în care tranzacționezi. E tocmai de aia. Ați văzut o diferență destul de mare între mine și Adrian din punct de vedere al energiei, pentru că eu personal îmi dedic toată interacțiunea în acest proiect în a face lucrurile să aibă sentimentul acesta de realitate și de profesionalism. Pentru că nu suntem compania sau nu suntem comunitatea care să transmitem mai departe că în interiorul nostru totul este perfect și toată lumea va câștiga. Riscurile sunt prezente în piață, de cele mai multe ori toate companiile din piață aleg să le treacă undeva jos, scris foarte mic, fără ca cineva să ajungă să le înțeleagă, fără a fi explicate, către fiecare persoană care intră în tranzacționare ce înseamnă acest risc, ce înseamnă aceste riscuri, ce presupune tranzacționarea în marjă, ce înseamnă momentul în care alegi să folosești leverage la tranzacționare, ce înseamnă un stop loss, ce înseamnă un take profit, cât de mult poți să pierzi, cât de mult poți să câștigi. Deci de asta, din punctul meu de vedere, eu asta spun, cel puțin în prima fază, euforia să fie un pic mai scăzută decât este momentul de față, să luăm lucrurile, să nu le luăm în joacă, să nu credem că de mâine cu toții ne vom îmbogăți atât din rețeaua noastră cât și din tranzacționare, ușor, ușor să înțelegem ce înseamnă aceste piețe financiare. Am spus, în momentul în care o persoană ajunge să înțeleagă ce înseamnă piețele financiare, el ajunge să aibă o imagine mult mai clară asupra tot ceea ce se întâmplă din punct de vedere economic și care sunt lucrurile care îl afectează personal, cât de bine stau lichiditățile lui într-o anumită monedă, fie ele în bancă, fie ele acasă, fie ele pe unde ar putea să mai fie, ce ar putea genera ca valuta respectivă să crească sau să scadă, în ce măsură business-ul din care face parte poate fi afectat. Să spunem că un client se află într-un business cu transporturi și are nevoie tot timpul de combustibil. Atunci, atenția pe care acel client ar trebui să o acorde, să spunem, instrumentului oil, ar trebui să fie foarte mare. Mai mult decât atât, ne putem duce în lucruri mult mai complexe, de tip hedging, în momentul în care persoana respectivă vrea să se protejeze prin platforma de tranzacționare de anumite fluctuații pe prețul petrolului, astfel încât o eventuală creștere a acestuia să nu-l afecteze și e simplu de înțeles. Dăm un buy pe platformă, în momentul în care prețul petrolului începe să urce, noi începem să înregistrăm profit în platformă, în viața de zi cu zi ajungem eventual să plătim costuri mai mari datorită faptului că petrolul a urcat, dar în felul acesta te poți proteja. Din punctul meu de vedere, mesajul care trebuie transmis de întreaga comunitate este acela că în ziua de astăzi și la felul în care piețele reacționează și cât de rapid reacționează și cât de
mari sunt diferențele și pe perechi valutare, și pe mărfuri, și pe acțiuni în ziua de astăzi, este 100% necesar să reușim să înțelegem mecanismele care generează aceste modificări de preț. Altfel, cum am zis și în prezentare, o să ajungem să fim afectați, o să ajungem să fim spectatori și la sfârșitul zilei o să ajungem să dăm vina. Fie pe o bancă de la care noi am luat un credit, fie pe statul român că leul românesc se devalorizează, dar cu toate astea aveam la dispoziție în întreaga perioadă toate instrumentele prin care să controlăm astfel de modificări. Însă datorită faptului că nu ne-am implicat activ în a înțelege structurile financiare, noi n-am avut de unde să știm cum să reacționăm. Deci, în primul pas, protejarea lichidităților prin a învăța mecanismele pieței financiare. Al doilea pas, beneficierea de pe urma anumitor mișcări din piață. Dar lucrurile trebuie să vină constant, trebuie să se miște nu foarte, foarte rapid și trebuie lăsat loc de a învăța, de a documenta și de a comunica împreună cu ceilalți membri din platformă, astfel încât să devenim cât mai profesioniști din punct de vedere al tranzacționării. Asta nu înseamnă neapărat că ajungem la profituri uriașe. A fi profesionist înseamnă a-ți controla foarte bine riscurile. Am văzut enorm de mulți clienți în viața asta, deși eu sunt un pic mai tânăr, dar am avut șansa de a vedea foarte mulți clienți și a discuta cu ei. Ei apoi mi-au transmis experiența pe care au avut-o în tranzacționare. Și de fiecare dată, marea majoritate ajung și să câștige și să piardă. Diferența la sfârșitul zilei sau la sfârșitul a 2, 3, 5 ani o va face de fiecare dată managementul riscului. Tocmai de asta spun. Orice activitate o vom face în platformă, trebuie foarte bine documentată, trebuie bine structurată, nu trebuie să alegem la întâmplare o persoană pe care o copiem, știu eu, care în săptămâna respectivă a înregistrat un profit de 100%. De ce? Dacă am fi documentați, am înțelege că 100% profit într-o săptămână înseamnă și asumarea unor riscuri foarte mari. Și poate noi suntem clienți conservatori, nu ne dorim asta. E clar că toată lumea își dorește profit. Dar, repet, protecția împotriva riscurilor este ceea ce ar trebui toată lumea să fie interesată. Alte întrebări? De un copiatorul, da? Ratingul meu nu se schimbă în funcție de cel pe care îl copiez. Normal, eu rămân neschimbat. Eu sunt un client care copiază. Da. Asta am înțeles în întrebare. Adică tu, trainerul, crești în ranking pentru că ai tranzacții bune, da, dar eu, clientul care copiez, ranking-ul meu rămâne același. Adică exact. Nu se nimic pe platforma. Da. Nimeni nu poate să facă. Repet. Aveți toate instrumentele de a vă documenta în legătură cu o persoană pe care vreți să o copiați. Și hai să mai trecem un pic prin ele. Ne uităm foarte clar la analizele care le postează persoana respectivă. Ajungem să avem acces la socialul său și cerem foarte clar permisiunea de a ne oferi 100% transparență. Proiectul acesta, pe viziunea asta se bazează, de 100% transparență între membrii comunității. Cerem această transparență de 100%. Vreau să văd positions, vreau să văd positions plus equity. De menționat că orice persoană din platformă poate să aleagă nivelul de sharing de informații. Poate să aleagă să nu furnizeze prea multe informații. În momentul respectiv, fie îi cerem să ne furnizeze informații suplimentare, el poate alege dacă face acest lucru sau nu. Dar nu trebuie să copiem decât în momentul în care considerăm că avem toate informațiile necesare referitor la acea persoană. Deci, vedem pozițiile lui active și ne dăm seama pe ce tipuri de instrumente se axează. Vedem mai multe perechi valutare și același indice bursier tranzacționat de 2 ori. Vedem profitul aferent pozițiilor sale. Ne uităm foarte clar și trebuie să înțelegem ce înseamnă volumul de tranzacționare. Cât de expus este el pe contul său în legătură
cu suma pe care o are investită? Cât de mult riscă în tranzacționare pentru a încasa profitul respectiv? Apoi, ne putem uita pe ordinele în așteptare, dar ne vom uita foarte clar la statistici. Să vedem câte dintre tranzacții sunt câștigătoare, câte sunt pe pierdere. Spre exemplu, puteți să găsiți un trader cu 20 de tranzacții câștigătoare și încă 20 în neutral și 0 pierderi. Asta nu îl face neapărat un trader extraordinar de bun. Probabil el poate ajunge ca pe acel neutral să aibă un minus imens în tranzacționare, dar nu a ales să le închidă. Așadar, persoana respectivă nu-și limitează riscurile la tranzacționare. Tocmai de aia trebuie să ne întoarcem la position și să vedem cum arată pozițiile sale în desfășurare la piață. Pentru că dacă toate sunt pe minus și toate au un minus foarte mare, înseamnă persoana respectivă nu este deloc responsabilă din punct de vedere al riscului, deși statistica pe contul său arată impecabil. Vrem să vedem și tranzacții închise în pierdere. Asta trebuie să înțelegem. Orice persoană va ajunge și să câștige și să pierde. Și să piardă. Diferența o va face de fiecare dată limitarea riscului. E foarte bine să-ți asumi o pierdere în momentul în care ești pe un trend greșit. Sau în momentul în care pleci într-o tranzacție să ai deja limita de risc stabilită. Deci nu o să vedeți cei mai buni trader din platformă că nu au nicio tranzacție închisă în pierdere. Și nu neapărat asta trebuie să căutați. Trebuie să căutați apoi în istoricul său să vedeți cât de mare este diferența între pierdere și profit. Riscurile asumate și profitul targetat. Tuturor, rațiunea ne spune că riscurile ar trebui să fie mici, cele asumate și profitul pe care vrem să-l câștigăm să fie mare. Asta trebuie să căutăm la un trader. E ok? Bun. Alte întrebări? Dacă se văd pozițiile în timp real, cel mai obligă pe cineva să nu le copieze direct de acolo? Un lucru foarte simplu îl obligă să nu le copieze direct de acolo. Piața este foarte volatilă, mai ales în ultimii ani, și, spre exemplu, tranzacții de genul acesta, mai ales în revalutare, lucru cel mai important este tot timpul momentul în care te decizi să intri și să ieși din piață. Și 15 minute de întârziere a momentului vor face o diferență extraordinară. Spre exemplu, dumneavoastră vedeți o poziție aici, hai să dăm graficul pe aur, uitați ieri, diferența de, luăm mișcările cele mai mari, e o diferență aici de 2 ore în tranzacționare. Dacă dumneavoastră ați ales, spre exemplu, să nu mă copiați pe mine, dar să vă uitați în tranzacțiile mele active și să le plasați personal dumneavoastră apoi, se poate ca în aceste 2 ore să nu fi fost la calculator, pentru că aveți un business de făcut. Eu, unul personal, pasiunea mea e să urmăresc piețele financiare și să stau tot timpul în fața calculatorului, să stau tot timpul conectat la piață. Eu am deschis tranzacția cu 2 ore înaintea dumneavoastră. Dumneavoastră vedeți că aurul a început să crească și eu am deja o poziție și în momentul acesta, undeva aici, alegea să intrați la piață. Și intrați exact pe corecție. Asta îmi spunea ieri, spre exemplu, Adrian, seara mă suna: Mazilu, de ce nu mai crește aurul? Am intrat și eu pe o poziție undeva la 1325. Nu a zis de ce scade. De ce nu mai crește? De ce scade? Diferența de timp contează foarte mult. De fapt, e una din lucrurile esențiale în momentul în care vrei să închizi o tranzacție pe profit. Iar tranzacțiile celorlalți le vezi cu 15 minute întârziere. Și îți arată pe platformă, dacă poți să-i dai. Da, mitul ăsta mare, 15 minute nu e chiar dărâmătă. Și mai simplu răspuns. Nu vă dau share la tranzacțiile pe care eu le-am, dacă nu sunteți în grupul meu și nu mă copiez. Păi nu, că ca să ajungem să fim într-o relație de copiere, ce să-mi arătați pozițiile. Ca și mă arăt o săptămână. O săptămână. Nu se face la o veră o săptămână. Nu te-a seama, nu o să lași publice niște analize pentru cineva care îți copiază, da? Deci pentru cineva care îți copiază și iei niște bani de la persoana respectivă și pentru ceilalți care nu te copiază și doar profită de pe urmă. Tocmai asta este farmecul din punctul meu de vedere. Astfel de controverse să ajungă să se nască între membrii trader. Exact.
Atunci va interveni conexiunea între ei. Momentul în care dumneavoastră, cineva v-a dat acces la cont și după o zi vă ia accesul de la contul său. Dar, repet, traderii foarte buni sunt tot timpul conectați la platformă. Dacă alegem să le copiem strategia, de obicei e o strategie gândită pe un interval scurt de timp și fiecare secundă contează. Spre exemplu, când a fost cazul francului elvețian, 30 de minute după ceas au reprezentat undeva la 25% profit sau pierdere. Lucrurile se întâmplă de foarte multe ori rapid. Iar reacția și timpii de reacție contează extraordinar de mult. Tocmai de asta, traderii profesioniști vor fi tratați cu maxim respect din partea comunității. De asta spuneam, ei vor ajunge la niște sume extraordinar de mari de bani, pentru că nu te va deranja niciodată să-i oferi unei persoane 10%, 15%, 120% în momentul în care ai cu el o relație de 6 luni de zile profitabilă. Și, foarte important, din partea unei persoane care este copiată, are o singură alternativă, aceea de a face profit net. Dacă el nu reușește să facă profit net pe o perioadă lungă de timp, nu primește nimic din partea celor care îl copiază. Poate să-l copieze 2000 de oameni. Procentul se negociază o singură dată sau poate fi renegociat? Nu, se stabilește la început. Pentru a fi renegociat, trebuie închisă copierea și redeschisă. Și poate să închide și cel care este copiat? Da. Deci, oricare... Da. Vei primi aici la notificări. Relația de copiere s-a încheiat. Dintr-un motiv sau altul. Da, îi poți trimite un mesaj și intri în comunicare cu persoana respectivă. De ce ai ales? Ce le spune? Deci ai prea puțin bani pentru interesul meu. Ok. Poți să închizi în timpul tranzacționării? Tu dacă... Da, cu siguranță. Da. Da. Deci eu te copiez pe tine... În momentul respectiv se închid. Eu te copiez pe tine și tu, dintr-un motiv al tău, hotărăști când tranzacția e chiar pe minus, să oprești? Da, dar cele care sunt deja copiate vor rămâne până la închidere. Deci până la închidere. Da. Punctul meu de vedere, se va vedea foarte mare parte din profesionalism și în partea de analiză. Acolo, persoana respectivă își va arăta public viziunea care o are pe piață, inclusiv detalii, inclusiv anumiți indicatori tehnici în această poză și va exprima clar ceea ce el crede că se va întâmpla în piață. Și dacă lucrul respectiv se întâmplă exact așa cum a detaliat acolo, din punctul meu de vedere, ăsta este un indiciu foarte important referitor la acea persoană și se întâmplă o dată, de două ori, de trei ori, înseamnă că are o relație foarte bună cu a analiza piețele financiare. Totul este interconectat în așa fel încât să-ți poți obține orice informație necesară tranzacționării. Din surse pe care le poți verifica, pe care platforma le validează sau nu, tranzacțiile care nu sunt reușite sunt foarte clar cu roșu. Tranzacțiile reușite sunt cu verde. Nu se ascunde nimic din informațiile pe care un client le-ar avea, informații de care un client ar avea nevoie în momentul în care vrea să tranzacționeze. Tocmai asta este și deviza. Am repetat de mai multe ori, dar vreau să se întâmpărească în mintea tuturor. Transparență 100% pentru a se vedea cine are dreptate, cine nu are dreptate, care user reușește să transforme în bani cuvintele pe care le spune, care user poate fi credibil, care nu, până la nivelul în care clienții au și dreptul de a taxa sau lăuda anumite acțiuni ale celorlalți în partea de review. Totul este lăsat în cadrul comunității cu zero intervenții din exterior. Atunci, de ce mai este opțiunea să ții secrete anumite analize, spre exemplu, asta trebuie să fie la alegerea tuturor, din punctul meu de vedere și din punctul companiei de vedere. Adică, eu eventual pot alege să am un grup foarte select și foarte restrâns, cărora să le share-uiesc informații și nu mă interesează absolut nimeni din exterior.
Să spunem că sunt un trader profesionist și am 20 de clienți cu care am o strânsă legătură. Aleg ca lor să le șeruiesc absolut tot, iar restul nu vreau să șeruiesc informații. Asta este alegerea personală a fiecărui membru. Dacă dumneavoastră găsiți pe cineva care vă interesează și nu vă furnizează informații, nu trebuie decât să-i transmiteți cerința de a vă furniza informații. Dar și el, la rândul lui, trebuie să aibă dreptul de a alege dacă face acest lucru sau nu. Nu putem să-i obligăm să-și share-uiască toate informații. Au interesul de a le share-ui pentru că vor să fie copiați. Dar nimeni nu poate obliga pe nimeni. Eu aveam întrebarea inversă, Marti. De ce să share-uiesc dacă tot nu pun un ordin care să poată să fie copiat? De exemplu, Alex Duma, văd că a pus o analiză, e bună analiza, producea bani, n-a pus însă niciun ordin, n-a tranzacționat nimic și atunci el de ce o face? Doar ca în comunitate să înceapă să-și creeze credibilitate și awareness? Cu siguranță. Iar e foarte important de văzut că, într-adevăr, trebuie să urmărim îndreaproape userii care, pe românește, pun și banii acolo unde vorbesc. Adică cei care postează analize, așând și poziții și ordine în așteptare pe analiza respectivă. E clar că au încredere în informațiile care le transmit. Asta mi se pare bun. Alte întrebări. Ratingul crește în funcție de tranzacțiile date și persoanele care te copiază? În funcție de profitabilitate, din câte știu, se va merge să ia în calcul inclusiv analizele postate, cât de bune au fost, câte dintre ele sunt pe plus, câte pe minus. Adică ranking-ul va fi catalogat doar din punct de vedere al cât de bine persoana respectivă reușește să anticipeze mișcările pieței, atât din banii proprii, cât și din informațiile care le transmite. Adevărata platformă, cum zicea la un dat un prieten de-al meu, complexă și completă, va fi în clipa în care să-i dăm drumul. Această platformă, când va fi încărcată cu 10.000 de oameni, puteți să vă ceți cu ochii minți în momentul ăla, va bubui 10.000, 100.000 de oameni, dați seama ce să fie, cea nebunie. De precizat legat de acest subiect, că întregul stil de comunicare al Tradeberry și vizual felul în care arată platforma, totul este construit minimalist. Ne interesează nu să luăm ochii, ci să furnizăm informațiile necesare. Nimic nu este pus doar, să spunem, pentru a arăta bine. Lucrurile, fiecare element, fiecare funcție nouă a fost adăugată pentru a furniza informații vitale utilizatorului. Nu pentru a arăta bine sau pentru a-i lua ochii. La fel cum și site-ul Tradeberry respectă aceea structură de a share-ui informațiile vitale și nu a construi aici știu eu ce mare produs de marketing care să ia ochii și lumea să fie încântată de cine știe ce artificii până la urmă. Nu. Tot proiectul se rezumă la a avea parte doar de discuții serioase, lucruri concrete și eficiență de 100%. Transparență și eficiență. Cam asta este deviza. Și nu poți avea decât stilul acesta de abordare de a fi 100% direcționat către motive, către informații clare și către a avea profesionalism și nu știu eu cine știe ce marketing extravagant. Cu condiția să ai două condiții de îndeplinit. Unu, să ai clienți sau membri pe prima linie care tranzacționează și produc spread și după aia să reușești să-i conduci pe acești oameni, să genereze o rețea de oameni care tranzacționează și produc spread. Și întorcându-mă la exemplul pe care ți l-am dat, că dacă eu nu mă scol pe dinți, fiul meu se spală pe dinți, pot să încerc și această variantă,
în care nu te speli pe dinți, dar le spui tuturor să se spele pe dinți și vezi în ce măsură este eficientă față de unul care și tranzacționează. Scopul este să evoluăm, să avem niște obiceiuri sănătoase și să copiem din obiceiul sănătos pe care îl dă Adrian. Eu mă voi uita atent la Adrian și voi învăța din ceea ce face el și pe semne și el se va uita la modalitatea prin care încep să vorbesc cu fiecare cunoștință din cercul meu de cunoștințe. Și cred că această balanță care trebuie să existe și în tranzacționare, trebuie să existe și în construcția acestei rețele. Vreau să întreb, voi vă adresați unei a patru categorii de oameni. Clienți, traderi, analiști și introducers. N-ar trebui să vă gândiți și la varianta pentru consultanță? Consultanță pe platforma voastră, în sensul exact ce spuneai, o analiză pertinentă a unui, pe cine vrei să copiezi. Pe cine ai putea să copiezi dacă platforma e complexă și anumite lucruri sunt secrete, anumite lucruri sunt la vedere, anumite lucruri analize și așa mai departe. Poate. Din punctul meu de vedere, asta este provocarea pe care va trebui să o trateze persoanele care nu au mai avut contact cu piața niciodată până acum. Fie să fie introduși de anumite persoane care au experiență și pot ajuta, sau ușor-ușor să înceapă să înțeleagă. Nu se vrea nimic făcut artificial și nimic din exterior să decidă acțiunea unui membru din interiorul traderii. Adică, de ce să creăm în exterior ceva ce va furniza asistență, când în interior ai tot ceea ce trebuie pentru a detalia lucrurile. Dar, mai departe, intervine și natura omului și implicarea lui de a ajunge să înțeleagă tot acest concept. Nu este un produs neapărat distribuit către mase. Și poate targetul nostru nu sunt oamenii care au 0% cunoștințe financiare și vor să rămână așa. Cel puțin, cu siguranță, targetul nostru nu sunt persoanele care au 0 cunoștințe financiare și vor să rămână la acest nivel. Fie au 0 cunoștințe financiare și vor să evolueze, fie au deja cunoștințe financiare și au nevoie de un produs mult peste ce le oferă piața în momentul de față. Dar clar, omul care, neavând cunoștințe financiare, sunt convins că nu a reușit să acumuleze și cine știe ce venituri la viața lui și vrea doar să se îmbogățească, cel mai probabil că nu este clientul pe care noi îl targetăm. Și nici referitor la ceea ce a întrebat Anton, persoanele care vor doar să introducă, știu eu, relațiile pe care le au, fără să aibă de-a face cu tranzacționarea, probabil nici tipologia respectivă de client nu este una de maxim interes pentru noi. Deoarece, în întregul proiect, și așa va rămâne, nu se face compromis din niciun punct de vedere. Și nu intervine compania nici în ajutor, nici să încurce orice client cu nimic. Totul rămâne la dispoziția lor, la nivelul lor de cunoștință și la interesul pe care ei vor să-l aloce în această parte, în această direcție. Și se reflectă în final exact în ceea ce va câștiga. Ca să-ți continui întrebarea, vreau să mai punctez o dată ce înseamnă că am zis inițial de verbul a face și după aia am zis despre together, united. Această colaborare în rețea, vă dau un exemplu. Să zicem că aici este Mazilu, aici este Repede, dau un exemplu, și aici este Pulbere, v-am zis, nu știu de două nume momentan. Și acum să presupunem că Pulbere are un prieten pe care vrea să-l aducă în această platformă de tranzacționare. Să zicem că Repede se pricepe bine să explice planul de rebate, să presupunem că Pulbere este un bun analist și să presupunem că Mazilu este un bun trader. Cei trei împreună pot să facă o echipă la întâlnirea cu Gheorghe. Și acolo unde Repede nu stă bine, stă Mazilu bine și îi dă informațiile necesare. Acolo unde Pulbere nu stă bine și nici Mazilu stă bine, stă Repede bine. Și acolo unde nici Mazilu, nici Repede nu excelează, dar excelează Pulbere,
pulbere stă bine, ca și când am fi într-o echipă de fotbal, care nu l-are doar pe Messi, dar l-are în poartă și pe nu mai știu care e portar și l-are și fundaș pe cealaltă. Asta e forța de a lucra împreună, pentru că într-un final, și obiectivul Mazilu, și obiectivul Repede, și obiectivul pulbere este Gheorghe să se înscrie pe platformă și să învețe să devină un bun trader, să înțeleagă planul de rebates și să devină un bun analist. Asta e ceea ce, asta e viziunea Tradeberry și asta trebuie să creăm din fiecare om parte. Iar cu timpul, cei trei mergând la întâlniri împreună, cu Gheorghe, cu Vasile și așa mai departe, vor împrumuta din limbajul lor, din obiceiurile lor sănătoase și încetul cu încetul, Repede va deveni și el un trader mai bun decât era înainte, un analist mai bun decât era înainte, Pulbere înțelege mai bine planul de rebates, la fel și Mazilu, Pulbere devine un trader care să-l și depășească pe Mazilu. Și asta este conceptul. Deci noi facem, ei fac și după aia împreună putem mai repede să facem bine. Pentru interesul tuturor. Va fi o comunitate selectă în care vor intra oameni în primul rând cu interesul comun de a fi profesioniști. Și oricine care va vrea să iasă din tiparul acesta a trebuit să știe că trebuie să își asume răspunderea pentru fiecare lucru care îl transmite, fiecare informație. Se va ajunge în anumite cazuri pe baza unor review-uri negative, inclusiv la excluderea persoanelor din comunitate. În momentul în care au transmis informații false, știu eu, au garantat profituri, au garantat că lucrurile se întâmplă sau au adus în discuție lucruri care nu sunt adevărate în această comunitate. Nu este acceptată din niciun punct de vedere greșeala de a nu transmite adevărul. Și asta va deveni foarte interesant pentru genul ăsta de persoane, responsabile, profesioniste, care au interese serioase și care vor din asta să dezvolte o carieră și un business care să meargă pe termen lung. Și, în mod cert, niciun business bazat pe neseriozitate, informații false sau orice atribuire de merite care nu este adevărată, nu va rezista în timp. Vrem să rezistăm în timp, nu ne grăbim cu acest proiect, nu încercăm să-l forțăm, nu încercăm să transmitem lucruri care nu sunt reale, lucrurile vor merge pas cu pas și vor deveni din ce în ce mai profesioniste cu trecerea timpului. Ăsta este, cred că, principalul obiectiv. Vă mai dau un exemplu aici ca să vedeți cât de bine o să funcționeze lucrurile. Să presupunem că aici este Mazilu, da? Și Mazilu, cu siguranță, va lucra cu acei oameni care înțeleg filozofia traderii. Adică, ei fac înainte să ceară altcuiva să facă, sunt dispuși și au dorința de a învăța să devină trader bun, să devină analiști buni, să înțeleagă planul de compensare și să construiască lideri, adică să construiască organizații mari. Și, evident, oamenii își demască intențiile. Să presupunem că Mazilu are acum această organizație. Are chiar mai mult decât această organizație, da? Și Mazilu are 24 de ore pe zi în care trebuie să și doarmă, trebuie să și mănânce, trebuie să... Are și grijă de cei apropiați. Da? Și să zicem că rămân 8 ore de muncă pe zi. Și o întâlnire, în general, de genul acelei întâlniri pe care am dat-o, în care eu cu Mazilu și cu Pulbere ne întâlnim cu prietenii lui Pulbere, da? Pentru că noi știm pe Pulbere că este unul de genul acesta foarte profesionist și care urmează good behavior habits, Mazilu se uită așa. Am 1 ca Pulbere, am 2 Pulbere, am 3 Pulbere, 4 Pulbere, 5 Pulbere, am 6 Pulbere. Și după aia primesc un telefon de la unul de aici, care nu este interesat decât să aducă oamenii în rețea, dar el nu vrea să tranzacționeze, el doar vrea să profite de spread-ul generat de ceilalți. Nu vrea să învețe, nu vrea să vadă niciun site, nu e abonat la niciun Bloomberg sau mai știu eu ce altceva. Nu vrea să învețe nimic, el vrea să rămână așa cum este. Și mai mult decât atât, îl sună pe Mazilu și îi spune: am niște oameni foarte buni, care ar fi perfecți pentru această platformă de tranzacționare și vreau neapărat să vii cu mine la o astfel de întâlnire.
Eu dacă aș fi în locul Mazilu, știu următorul lucru. Eu când mă duc la această întâlnire cu acest om care nu e dispus să învețe nimic, nu e dispus deloc să evolueze, fără să vrea, mi-i virusează și pe oamenii aceștia, pentru că el transmite acestor oameni niște obiceiuri care nu sunt sănătoase sau nu sunt ceea ce noi căutăm. Și eu, pentru că am doar 8 ore pe zi, cred că Mazilu ce va face? Va alege să muncească cu oamenii care doresc să evolueze și să dezvolte acele obiceiuri sănătoase. Și în felul acesta, fără să vrei, din cauza că nu vrei să evoluezi, vei fi pus deoparte. Dacă cumva într-un anume zi, ăsta nu dă niciun telefon, ăsta nu dă niciun telefon, ăsta nu dă niciun telefon, nici ăsta, nici ăsta, nici ăsta, și tu ești singurul, și el avea 8 ore în care n-avea ce să facă decât să stea să uite la sobă, atunci, da, o să vină și o să lucreze și cu tine. Și atunci vei ști întotdeauna scopul oricui într-o organizație de genul acesta va fi cum pot eu să-l iau pe master of the master, pe Mazilu, să stea lângă mine să lucreze cu mine în interesul meu și al lui totodată. Așa că alt obiectiv care ar trebui să fie al fiecăruia este să încerce să devină din ce în ce mai bun. Și cu cât devenim noi din ce în ce mai buni, cu asta calitatea întregii organizații o să fie cel mai bună și este în interesul nostru al tuturor ca repede pe platformă să fie 10.000 de oameni și să fie buni toți. Că atunci am făcut, ne-am îmbogățit și o să fim, nu știu dacă știți filmulețul cu What is Trayberry, se termină cu atunci când o să fim leneși într-o lungă perioadă de timp. Această lenevie pe bani pentru o lungă perioadă de timp vine după o muncă susținută și cu obiceiuri sănătoase, create repede. Repede. Comunicarea poate să vină și din sens invers, dacă luăm exemplul acesta în discuție. Adică persoana respectivă nu tranzacționează, va putea fi taxat de cei care i-a introdus. A introdus 20, ei văd că persoana respectivă nu are nicio reacție, niciun interes de a lucra în acest domeniu, informația va să vină din sens invers, în sensul în care se spună foarte ușor ce faci, văd că singurul motiv pentru care ne-a adus pe noi în discuție a fost acela de a avea niște venituri financiare de pe urma noastră. Uite, se întâmplă asta. Și vin review-uri negative. Nu mai că vin review-uri negative. Uite, aici e cineva care are atitudini sănătoase, înțelege care e obiectivul trăiberii. Aici e cineva care înțelege. Și între sunt doi care nu înțeleg și nici nu vor să evolueze. Și ce se va întâmpla? Ăștia vor face echipă și tu, fără să vrei, vei rămâne cu ce ai. Și până când nu vei, te vei ridica la nivelul de profesionalism al celor doi, vei sta pe lângă, chiar dacă ești între ei. Dar nu vei face niciodată rulajele pe care le fac ei, nu vei crește alături de ei și asta se întâmplă în orice fel de domeniu. Pentru că nu poți să fii la nivelul de înțelegere ale acestor oameni, tu fiind aici jos. Cu acest proiect o să ajungem să punem capăt oricărei distorsionări care existau în acest business. Asta este foarte clar. Lucrurile vor putea fi verificate, responsabilitatea va crește semnificativ din partea membrilor, nu va mai exista, știu eu, campanie de marketing care să ia ochii, o vânzare agresivă care să promită profituri uriașe, nu. Orice informație transmiți va trebui să fie susținută de o responsabilitate maximă, pentru că altfel întreaga comunitate va ajunge să te taxeze pentru informațiile eronate care le-ai transmis. Și, repet, ador entuziasmul tuturor care vor să construiască rețele, dar în primul și în primul rând, din punctul meu de vedere, trebuie să înțelegem natura proiectului, profesionalismul de care vrea să dea dovadă și implicațiile pe care le are. Într-o piață în care se aude doar zgomot, vrem să venim și să aducem realitatea la vedere. Vrem să venim și să aducem transparența în discuție. Performanța. Să se vorbească nu pe promisiuni, nu pe știu eu ce alte
artificii, pe fapte și pe fapte care pot fi verificate. Din punctul meu de vedere, dacă nu mai sunt întrebări, ăsta este mesajul cu care vreau să rămâneți. Avem toată deschiderea către oamenii care vor să dea dovadă de profesionalism, care vor să se alăture unui proiect serios și care vor să lase la o parte orice zgomot sau distorsionare care există frecvent în momentul de față în acest business. Până la urmă, astea au fost lucrurile care ne-au îndreptat către a crea acest proiect, datorită faptului că nu puteam găsi un partener care să ofere exact aceste lucruri. Transparență totală, informații valide și ideea de a comunica în permanență în structură. Eu, din punctul meu de vedere, nu mai am alte informații. Mai sunt întrebări? Nu. Tu? Cam cu asta vrem să încheiem. Sper să mai rămâneți prin jur, mai schimbăm o informație, vedeți fiecare ce lucruri mai are de adăugat. Mi-a făcut sincer o mare plăcere să vă am pe toți prezenți. Știu că acest proiect va reuși din toate punctele de vedere și mesajul acesta și mesajul traderii și numele său va ajunge să fie cunoscut în întreaga lume. Mulțumesc mult, o zi frumoasă!